Salutare toată lumea și bine m-a regăsit la un episod de San Andreas Multiplayer, episodul cu numărul 2. De data aceasta jucăm curse multiplayer. Tot așa să zică și el salut la YouTube și chestii. Zi salut, mă, o dată, că deja asta să am să-mi scot aia, să-mi închid browserul. Salut, așa, hai să începem. Antos, line asta zic eu că e foarte frumos. Ia să pun și timerul aici să văd și eu de cât îmi filmez. Suntem 176. Am pariat cu el mai înainte pe 4K premiu 4K. Ai câștigat așa 4000 la pariuri. Foarte frumos, ai poate mai câștiga mi la pariuri. O să punem doar de un K de data asta pentru că el nu mai are bănuți. Noi avem aici bănuți cu... Mamă, 197K cu 33K. Super cars. Pentru că ales mașinile de cursă, nu? Na bun. Hai să vedem. Ce pică, ce pică. Am votat pentru super cars. Așa. Vehicle. O să ne luăm Buffalo, sau? De fapt, asta e că să nu e Buffalo, mă. Se buguiește numele aici. Să ne luăm... Așa... Și culoarea... Asta. Bet. 1000, pentru că pe 1000 a zis să punem betul. Și culoarea să ne luăm. Dacă ne luăm așa. Și vehicul, nu știu ce vehicul să-mi iau. Ia alege pe ăsta. Gata, bă, băieții. Hai să așteptăm. Și da. De fapt, stai, viteză... 100, 200... Asta e cea mai rapidă, 220 km pe oră, deci asta e cea mai rapidă mașină, zic eu. Da, hai să vedem ce alege și el și cum ne întrecem. Bă, mi se pare destul de easy la race-uri, câștigi bani foarte ușor, numai că nu-mi place că iei banii de la prieteni, adică eu sunt prieten cu tipul ăsta și iau banii lui. Bine, știi, câștig eu bani, asta trebuie să mă intereseze, dar totuși, adică mi-e prieten, știți? Coleziunile așa... Îți permiți să lovești? Nu. Ai votat împotriva coliziunilor, pentru că el a zis să nu votăm coliziuni, deci nu-l supăr. Bă, uite, porniți farurile. Să fie farurile pornite, like a boss. Ia uite-l, mă! E fun. De ce mi-e buguită mapa? Go! Fuck, e buguită! De ce e buguită? A, gata, uite, nu mai e buguită. Papa, băiatul? Oh, ce s-a bușit urât. Bă, mă, e enervantă, stai așa un pic. Așa, e enervantă mapa că vine foarte mult praf. Dar tipul ăsta, nu știu, aparent se bușește, merge cu viteză. Crede că dacă bagă viteză foarte mare, mă întrece. Știți? Dar nu, dacă bagă viteză doar se încurcă. Adică dă pe lângă. Vedeți, deja el se bușește. Uite, s-a dus pe margine. Eu nu bag viteză așa de mare și îl întrec totuși. Vedeți care e faza? Nu trebuie să bagi viteză. Asta e șmecheria. Șmecheria șmecherilor. Uite, o luat-o la vale. Rip! O luat-o la vale, săracul de el. Stai, trebuie să sar. Holy moly. Ah, ai câștigat din pariurile. Ce ai făcut? Ce-o făcut, mă? Ia de un pic să mă dau mai departe. Așa. Căzut din apă. GG. Am câștigat și noi doi ca la pariuri. Foarte easy. No, hai. Ce să facem când că filmez? Haide încă o cursă, dar cu 500 bet, dacă e. Sau, nu știu, hai să vedem dacă mai vreau o cursă. Nu am încă o cursă de asta pe bet mic, știi? Adică, na, merge. Sau poate nici nu băgăm bet. Poate să nu bași bet? Habar nu am. Da, încă 2 calapare, orizi. Bine, un K am câștigat, de fapt, pentru că am băgat un K și am câștigat încă un K. Adică 2K, dar tot un K rămâne, sau, da. Hai să vedem. Slash ID 61. Nu, ID 61, mă. Level 7, civil, chestii. Deci o să băgăm pe La Mans. Nu știu, am băgat o mapa iurea. O pica, n-o pica, mie mi tot una, deci... Așa. Ai votat pentru harta La Mans. Nu, băi, Le Mans, nu La Mans. What the fuck, dude?
Il Le Mans. Nu mi-e șmecher, are mapa să mori, dar nu știu, nu mi-e de șmecher, mă. Nu contează numele, mă. Contează să ne distrăm pe mapa aia, păi cum? Da, hai să-mi închid și o lumina la... Adică în camera, pentru că joc pe întuneric, mă, știu, Supercars, logic, adică orice curs se face cu Supercars, na. Sper să voteze și el Supercars, că nu suntem pe Skype sau ceva, știți? Ah, 34.000 cu 197, uai ce fain arată. Ah, apropo, așa 197.000, mi-am transferat azi de pe celălalt cont, pentru că, da, am alt cont de în care m-am lăsat și mi-am transferat. Așa, și pe bet băgăm 500. Hai, boss, 500, el bagă 500, câștigăm 1000. Hai, frate, câștigăm 1000. Câștigăm 1000, cum să nu câștigăm, mă. Sunt pregătit să câștig un K. Opa. De fapt, asta e să facem, domnul mic refresh. Oh, 1057 de ore. Samp. No, not bad, not bad. Hai, boss, pregătit să câștig. Pregătitos tu, câștigatus. Ia stați un pic. Să fac ceva dacă tot nu începe chiar acum. Ok, stați așa un pic. Așa. Atât. Hai, boss. Hai, boss, hai, boss. Așteptăm. Uite, mai aveți sub 10 secunde. Perfect, perfect. Mamă, deja de 7 minute filmam aproape, aproape. Și deja am câștigat peste 4.000 la pariuri cu mașini. Deci, mă, wow. Peste 4.000 de dolari. Nup, nu vrem colisiuni. Da, peste 4.000 de dolari e foarte mult să câștigi la pariuri într-un episod. Bine, foarte mult. Na, dar totuși, 4.000. Adică am băgat și eu la pariuri, da, și câștigam, nu știu, mie că să pierdem la pariuri data asta. Dar nu contează, sunt 500 ce ne-ai puțin. Tot mapa aceeași? No, bun, hai să vedem dacă câștigăm sau nu. L-am lăsat în urmă din start. Opa, boss. Stai așa că nu-i bine. Da, rip. L-am lăsat în urmă. What? Ce-o vrut să facă, mă? Ce vrea să facă? Ce-am făcut, ce-am făcut, ce-am făcut? Ce-am făcut, ce-am făcut, ce-am făcut? Stai că după aia, după cursă, totuși o să-i dau banii înapoi, că se supără și... Na, și el. Se supără, deci o să-i dăm banii înapoi, jucăm for fun aici, ok? Adică i-am luat bani acolo random. O să-i dau banii înapoi totuși. Na, adică el, gen, mi-a cerut bani, adică se vede că n-are avere, gen, în sump, adică... Și level 7, la level 7, dacă nu știi să joci, dacă, gen, dacă e primul lui cont de sump la level 7, adică dacă el a făcut, dacă ăla e primul lui cont de sump, e clar că e începător, știți? Adică eu ăsta e al doilea cont de sump meu cu level 7, de-aia am 230k sau cât am, 250k, știți? De-aia am atâta, dar normal, la level 7 ai maxim 50k dacă... E primul tău cont, că nu știi ce să faci la level 7 și de aia, știți? Uite săracul de unde a rămas. O să-i dăm banii înapoi, zic eu, adică... N-are rost să-i luăm bani așa, iurea, știți? Nu, bă, o să-i dau banii înapoi, că se supără. Adică, nu știu, să-i dau înapoi oare, că dacă... Am pus bet cu el, știi? Eu zic că, na... Nu, să nu-i dau înapoi. Că nu, îi dau înapoi, bă, îi dau. Nu știu. Ziceți și voi în comentarii, că îi dau în următorul episod, că o să mai filmăm cu el. Deci ziceți voi în comentarii dacă vreți să-i dau banii înapoi sau nu. Ziceți, dai banii înapoi sau nu-i da banii înapoi. Cum vreți voi, aleg ce vreți voi, să mor eu. Deja confuz, frate, adică, na. Nu știu dacă să-i dau sau să nu-i dau. Oricum tipul, adică e câștigat. Opa, ce-am făcut, ce-am făcut, așa. Ce-ai făcut, mă, nene, mă? Da, hai mă, că mai avem puțin și câștigăm, e clar. Uite, uite, ultimul checkpoint. Și GG, mă, GG. Bă, frate, am bătut pe piață aia. Slash. Pe 97. 1000. Îi dăm 1000 de dolari, adică, na, câștigat 500 din pari, ori ne dăm 1000 de dolari înapoi, ca să nu se supere, mă. Adică, e și el mai, na, mai sărant. Ok, ia, pe mine, ai, 61, 61. Slash, pe 61, 1000. Am dăruit un cacă, tot i-am furat totul, deci...
Ok, bă, fraților, sper că au plăcut. No, hai să intrăm cu el în mașină. Hai la distribuitor de droguri. Da, bă, fraților, sper că au plăcut acest episod de San Andreas Multiplayer. Da, vă salută și prietenul meu, chiar dacă nu-i aici cu noi, conferiți. Eu zic că vă salută, deci, na, salută, el 90% vă salută acum, în momentul ăsta, deci, da, bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod din San Pune, am pariat și am câștigat, după aia mi-a fost milă de băiat și am dat banii înapoi. Bine, am dat, bro, 30% din banii pe care i-am câștigat, nu puteam să-i dau tot, adică genera pe gratis, nu, i-am dat 1000, pur, practic e și el, na, level 7 și chestii, bine, și eu sunt level 6, dar asta e contul meu secundar. Azi e bine, acum e contul meu principal că joc mai mult pe el. Dar nu contează. Bă, fraților, sper că v-a plăcut oricum acest episod. Nu ezitați să mai lăsați propuneri în comentarii. Ne vedem data viitoare. Bye, bye. Ce n-ai, mamă, nu se oprește videoclipul? Bye, bye.